Mă uit așa la unii oameni și îi văd atât de pasivi, n-au niciun stres, frate, vis-a-vis de credința lor. Au ajuns extrem de religioși oamenii în ziua de azi, fiecare crede că are dreptatea lui. Iar pe unii spunând că numai ei au dreptate, alții spun că nu, că adevărul e la noi, alții sunt și mai vehemenți, critică și bagă în iad pe toți care nu sunt ca ei. Probabil și tu, drag ascultător, ți-ai ciulit urechile când în stânga, când în dreapta, ai mers și la ortodoxi, și la baptiști, și la catolici, pentecostali, creștini de sâmbătă, de duminică, numai încă n-ai găsit creștini de toată ziua. Și așa că tot evaluându-ți viața, comparând-o cu aproapele tău, ai constatat că ești un om bun și că Domnul ar trebui să fie bucuros de tine. Doar mergi bine prin viață și cel mai probabil la final vei primi și tu împărăția lui Dumnezeu. Prietene, oriunde ai fi, orice religie ai avea, permite-mi să-ți pun o întrebare. De ce crezi că fix religia ta este cea adevărată, care să te mântuiască? Ce te face să crezi asta? Crezi că țin argumentele de tipul, păi așa am născut, așa mor? Sau unii au mers toată lumea, voi merge și eu? Sau, dacă așa spun bătrânii din adunare, atunci sigur au dreptate. Știi, eu nu te văd acum, dar știu că în mintea ta e vijelie. Știu, ești sigur că mergi în direcția bună, dar n-ai argumente solide. Cum adică nu am argumente? Vreau să le aud. Nu cumva tot ce știi, ce socotești sacru, modul tău de viață și tot ce crezi se bazează pe auzite de la părinți, de la preot, pastor, lider și așa mai departe? Dar scuză-mă că te întreb, tu ai citit Biblia? Stă Biblia la baza credinței tale? Dragul meu, în clipul acesta, ca și în toate de altfel, noi nu intenționăm să promovăm sau să discredităm vreun cult religios. Nu, nu, nu. Nu-i treaba noastră asta. Cred cu tărie că din multe culte sunt oameni mântuiți. La unele mai mulți, la altele mai puțini. În esență, nu cultul mântuiește. Deci, ție care mă asculți, ție mă adresez. Nu mă interesează culoarea religiei tale. Tu ești mântuit? Ești sigur de asta? Întâlnesc mulți oameni care sunt tare siguri de mântuirea lor, dar toată temelia lor este așezată pe dogme, tradiții. Dacă întrebi un fundament biblic, din orice Biblie, nu contează că toate sunt la fel, n-au nimic. Nu pot aduce baze biblice pentru credința lor. Omule, nu-ți pare ceva putred? Mi-e pare groaznic. Oricum, vis-a-vis de Biblie, recomand multe traduceri. Da, și catolica, și ortodoxă, și Cornilescu, multe, multe, multe. Fără una, așa pretinsa Biblie a pretinșilor martori a lui Jehova. Cu regret vă spun că am citit-o și nu e decât o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Nu e altceva decât un material anticristic. Da, anticristic. Și în consecință chiar ei, așa pretinși martori, sunt de fapt anticriști convinși. Dragii mei, feriți-vă de ei, de Biblia lor. Închid paranteza. Dragul meu, trăim vremuri tulburi. Tu ai nevoie de Dumnezeu, dar nu de un Dumnezeu istoric, nu de unul care în trecut era vindecător, era atotputernic, era... Tu ai nevoie de un Dumnezeu real, acum, contemporan, să zic așa. Un Dumnezeu al tău. Când vine diavolul și vrea să te atace cu o boală, cu depresie, cu atacuri de panică, la care Dumnezeu mergi? Cine te ajută? Dumnezeu locutare, o biserică anume, un preot, o icoană, niște moaște, cine te ajută? Eu nu încerc să-ți umblu la sentimente, eu vreau să te întorc cu fața spre Dumnezeu, spre Hristos, care te iubește, care a murit pentru tine. Știi, tu ai nevoie de Dumnezeu, nu de o religie, tu trebuie să-L cunoști pe El. În Ioan 17:3 spune că viața veșnică e aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care l-ai trimis tu. Adică să ai o relație cu El, să auzi de la El. Hai să-ți dau un exemplu. Când iubitul tău sau iubita inimii tale îți dă un mesaj pe telefon, îl citești? Dar îl citești tu sau pui pe nenea cu tare să citească, apoi nenea să spună la tanti, tanti la colega de bârfă și tot așa ca la 10-a mână să afle și tu ce a scris persoana dragă ție. Înțelegi ce vreau să zic? Cum poți să spui că iubești pe Iisus și ești mântuit și credința ta e bună,
pe când tu nu ai citit scrisoarea de dragoste pentru tine, care e Biblia, Noul Testament. Cum poți să spui te iubesc, Iisuse, dar n-am timp să văd ce ai scris tu prin Biblie vis-a-vis de mântuire, vindecare, eliberare, ucenicie, tot. Și mă las și eu dus așa de valul religiei în care sunt. Cum să fac? Cum să te fac să te provoc să iei tu Noul Testament în mână și să vezi tu ce-i cu viața asta, de ce m-am născut, de ce trăiesc, unde mă duc după moarte? De ce nu vrei tu să afli de prima mână? Știi, de mic mi-a plăcut Biblia, am citit-o, m-am mântuit, dar suficient de multe aspecte nu făceau click în viața mea, de, în religia în care eram, și nu mi-am pus niciodată problema că s-ar putea religia mea să aibă și ea minusurile ei. Mă uitam la oamenii din lume nemântuiți, cuprinși de păcate, și credeam că mai înainte de a se mântui, ei ar trebui să devină niște buni penticostali. Și știu că așa gândesc 99% din toate religiile, dar e foarte greșit. Tu trebuie să te asemeni cu Iisus, nu cu vreo religie. Trăim vremuri grele, dragul meu, vremuri de care povesteau părinții și bunicii noștri, de pe vremea comunismului, că veneau autorități prin biserici, una ca alta, acum vedem întâmplându-se azi, la noi, în 2020. A venit vremea să nu mai cauți clădirea, ci să-L cauți pe Hristos, pe Cel care a murit și a înviat pentru tine. Nu te chem să ieși din vreun cult, asta e treaba ta, roagă-te Domnului, El să-ți răspundă ce ai de făcut, dar te chem la El, la Biblie. Acasă, la servici, în spital, oriunde ești, caută-L pe Dumnezeu. Citește scrisoare de dragoste, Biblia, Noul Testament, și ai grijă tu de mântuirea ta. Nimeni altul, nici nașul, nici părinții, nici nimeni. Citește Biblia și unde nu înțelegi, roagă-te și cere lumină și înțelegere. Duhul Sfânt e autorul Bibliei, așa că roagă-L pe El să ți-o interpreteze. Permite să citesc 3 versete, Fapte 1-9. După ce a spus aceste lucruri, Iisus, pe când se uitau ucenicii la El, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia El, iată că li s-au arătat 2 bărbați îmbrăcați în alb și i-au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut plecând la cer. Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Va veni în același fel. Wow, slavă Domnului! Abia l-așteptăm. Personal, abia l-aștept să vină. Și ăsta e doar un pasaj. Biblia abundă în argumente că Domnul Iisus vine, e foarte aproape. Cum s-a înălțat, așa vine. Venirea Lui e foarte aproape. Uite ce zice Iov în capitolul 19, de la 25. Dar știu că răscumpărătorul meu e viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici piele și chiar dacă nu voi mai avea carne. Evident, dacă voi muri, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Uite un aspect foarte important. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Ochii mei îl vor vedea, nu ai altuia, ochii mei. De unde știa Iov toate acestea? Din vecini, din auzite? El avea o relație strânsă cu Dumnezeu. Dumnezeu se lăuda cu el. Scumpul meu prieten, caută-L pe Dumnezeu, te rog. După ce termin acest mesaj, te rog, cazi în genunchi înaintea Lui și cheamă-L pe Domnul Iisus în inima ta. Venirea Lui e foarte aproape. Iată, pământul fierbe, semnele ne arată că vine Iisus. Nu lăsa pe alții să hotărască destinul tău. Vino la El, vino tu. Așa cum zice Biblia, azi e ziua mântuirii. După ce te ridici de pe genunchi, acolo unde vei sta, cu lacrimi înaintea Domnului, caută niște creștini autentici și roagă-i să te boteze în apă, pe credința ta, nu a nașilor, pe a ta. Cere botezul în Duhul Sfânt și începe viața de om mântuit cu Dumnezeu. Iar când Hristos va veni să ne ia, să te poată striga pe nume, hai la mine, vino, vorba lui Iov, ochii mei îl vor vedea. Prietene, Iisus nu te va forța, El așteaptă decizia ta. Tu să spui da,
Biblia te asigură de dragostea Lui. Iar dacă ești unul din cei ce ai fost cândva creștin, ai făcut legământ cu Domnul, ai cunoscut dulceața brațelor Lui Hristos, dar lumea te-a atras, da, ai căzut în păcate, în curvie, în pornografie, droguri, apasă poate și avort pe conștiința ta și diavolul te condamnă vehement ziua și noaptea, ziua și noaptea. Știi, bazat pe Biblie îți spun, dacă mai ai puls, Iisus e gata să te reprimească. Hai, vino la El. Mingea la tine în teren. Tu trebuie să faci pasul. Tu, dragul meu, eu am terminat. Te las să îngenunchezi în fața Domnului și să-i spui tot. Tot. Nu te gândi că îl surprinzi. El oricum știe totul. Doar vrea să te vadă sincer. Te rog, fii sincer și sari în brațele Domnului Iisus. Abia te așteaptă. Abia te așteaptă. Dragul meu, eu am fost Gabi, Filip, de la Andrei și Filip, te binecuvintez și mă rog chiar acum, dragostea Domnului Iisus și focul Duhului Sfânt să fie peste trupul, sufletul și Duhul tău. Acolo să intre Iisus, să fii mântuit. Toate lucrurile se fac în noi, în Duhul tău. Ca în ziua când ochii tăi vor vedea pe Iisus venind, să te cheme acasă. Fii binecuvântat. Pe curând.